Ce este Spiritul Sfânt? Spiritul Sfânt mijlocește între iluzii și adevăr. Deoarece trebuie să se facă punte peste fisura dintre realitate și vise, percepția duce la cunoaștere prin harul pe care i l-a dat Dumnezeu să fie darul pe care îl aduce tuturor celor ce recurg la el pentru adevăr. Pe puntea pe care o pune el la dispoziție, visele sunt duse la adevăr să fie spulberate în lumina cunoașterii. Acolo, imaginile și sunetele sunt lepădate pe veci. Și unde erau percepute înainte, iertarea a făcut posibil sfârșitul senin al percepției. Obiectivul didactic pe care și-l propune Spiritul Sfânt e tocmai acest sfârșit al viselor. Căci imaginile și sunetele trebuie traduse din mărturiile fricii în cele ale iubirii. Și când se realizează pe deplin acest obiectiv, învățarea a atins singurul obiectiv pe care îl are cu adevărat căci învățarea, după cum o îndrumă Spiritul Sfânt spre rezultatul pe care îl percepe el, devine mijlocul autodepășirii ei pentru a fi înlocuită cu adevărul veșnic. Dacă ai ști cât de mult tânjește tatăl să îți recunoști nepăcătoșenia, nu i-ai mai lăsa vocea să te cheme în zadar, nici nu ți-ai întoarce fața de la lucrul cu care a înlocuit imaginile și visele înfricoșătoare pe care le-ai făcut. Spiritul Sfânt înțelege mijloacele pe care le-ai făcut, prin care vrei să atingi ce e mereu de neatins. Și dacă îi le oferi lui, el va întrebuința mijloacele pe care le-ai făcut pentru exil să îți readucă mintea unde este cu adevărat acasă. Din cunoaștere unde a fost pus de Dumnezeu, Spiritul Sfânt te cheamă să lași iertarea să se aștearne asupra viselor tale și să fii readus la sănătatea și la pacea minții. Fără iertare, visele tale vor rămâne să te înspăimânte, iar amintirea întregii iubiri pe care ți-o poartă tatăl tău nu se va întoarce ca indiciu că a sosit sfârșitul viselor. Acceptă darul tatălui tău. E o chemare de la iubire la iubire să fie doar ea însăși. Spiritul Sfânt e darul lui, prin care liniștea cerului se restituie prea iubitului fiu al lui Dumnezeu. Chiar vrei să refuzi să îți preiei funcția de a-L întregi pe Dumnezeu, când tot ce voiește el este ca tu să fii întreg? Lecția 285 Sfințenia mea strălucește astăzi limpede și clar. Astăzi mă trezesc cu bucurie, așteptând să am parte numai de lucruri fericite care îmi vin de la Dumnezeu. Cer să vină numai ele, și realizez că invitația mea își va primi răspunsul prin gândurile la care am trimis-o voi cere numai lucruri voioase în clipa în care îmi accept sfințenia. Căci la ce mi-ar folosi durerea, ce scop ar satisface suferința mea și cu ce m-ar ajuta supărarea și pierderea, dacă demența mă părăsește azi și îmi accept în schimb sfințenia. Tată, sfințenia mea este a ta. Să mă bucur de ea și prin iertare să fiu redat sănătății mintale. Fiul tău e tot așa cum l-ai creat. Sfințenia mea face parte din mine și din tine totodată. Iar Sfințenia însăși, ce o poate transforma?